Icoana Tânguirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Sihăstria. Icoana Tânguirea Maicii Domnului a fost pictată de un artist renumit în Ucraina pentru portretele sale, numit Ioan Protchenko, călugărit mai apoi sub numele de Irineu. Acesta a fost adus la Mănăstirea Sihăstria de părintele Ilie Cleopa, care l-a rugat să picteze o icoană de probă. El era foarte bun la pictare de portrete, însă nu se pricepea la zugrăvirea chipurilor sfinților și se întrista din această cauză. Se spune că o maică l-a sfătuit să postească, să se spovedească și să se roage mult și așa va picta icoane de o frumusețe nepământească. El a urmat povața maicii și s-a rugat îndelung prea sfinte născătoare de Dumnezeu. Părintele Ioanichie Bălan, care avea pe atunci 20 de ani, povestea despre el că nu mânca nimic până la amiază, căci spunea că dacă mănâncă, nu mai poate picta. Nu mai putea lucra dacă cineva intra în biserică. Atât de profundă era trăirea lui. În timp ce lucra la icoana Maicii Domnului, soția lui Pelagia se ruga citind din Psaltire. Așa a reușit să creeze această capodoperă, în care Maicuța Domnului plânge. Părintele Paisie de la Sihăstria și alți părinți spuneau că Maica Domnului i s-a arătat și i-a mulțumit pentru felul în care a pictat-o. Acest minunat pictor s-a călugărit spre sfârșitul vieții. Era bolnav de plămâni și mai avea un singur ochi. Era tăcut căci se ruga în taina inimii. Își găsise liniștea în preajma sfinților și trăia doar pentru Dumnezeu. Icoana Tânguirea Maicii Domnului reprezintă una din atracțiile pelerinilor care vin în fiecare vară la Mănăstirea Sihăstria. Unicitatea icoanei constă în faptul că prea sfânta născătoare de Dumnezeu este înfățișată singură, fără pruncul Iisus în brațe. Însă elementul care atrage este expresia chipului ei înlăcrimat. Numele acestei icoane, Tânguirea Maicii Domnului, surprinde foarte frumos starea lăuntrică a preacuratei, marcată de sentimente profunde precum durere, milă, umilință, dragoste și nădejde. Aceste trăiri adânci ale Maicii Domnului sunt vădite prin lacrimele care curg, făcând din acest portret deosebit o icoană vie a ei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!